au corpul îndesat greoi cu picioare groase, cele din spate sunt mai scurte decât la broaștele adevărate și pielea lor este plină de negi. Ce ar putea să-ți placă la aceste animale? Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal, eu sunt Gabriel Licosa și astăzi vorbim despre broaștele râioase. De ce îmi plac mie broaștele râioase? Suntem în plin sezon de împerechere al broaștelor și cu siguranță dacă stai pe lângă o baltă, ai observat și tu micile creaturi care țopăie în fiecare seară pe lângă casa ta. În fiecare primăvară, sute mii, zeci de mii de broaște și nu numai, încep să migreze din locurile de iernat spre bălțile de reproducere. La noi în țară putem găsi 6 specii de broaște râioase pe care vi le voi exemplifica imediat. Și prima dintre ele este buhaiul de baltă cu burta roșie sau izvorașul cu burta roșie, denumirea științifică Bombina bombina. A doua specie este buhaiul de baltă cu burta galbenă sau izvorașul cu burta galbenă, denumirea științifică Bombina variegata. Broasca de pământ brună sau broasca săpătoare brună, denumirea științifică Pelobates fuscus, este a treia specie de broască râioasă, iar a patra este broasca săpătoare verde sau broasca siriacă, Pelobates siriacus. Ambele specii se găsesc în România, însă nu foarte multă lume au ocazia să le vadă, deoarece ele stau mai mult în sol ascunse. A cincea specie de broască râioasă din România este Bufo Bufo sau broasca râioasă brună. Și a șasea specie, probabil cea mai cunoscută dintre broaștele râioase de la noi din țară, este Bufotes viridis, deoarece îi place să stea pe lângă așezările omenești, fie ele din zona urbană sau rurală. În ultimii ani, speciile au înregistrat declinuri datorate în special distrugerii habitatelor și schimbărilor climatice. Cu toate acestea, la noi în țară încă sunt comune în habitate adecvate. Și de ce îți plac ție broaștele râioase? Păi cum să nu-ți placă? Uitați-vă la ele! Trăiesc 80% din viață pe uscat, dar au nevoie de bălți pentru a se reproduce. Au metamorfoză complexă în care își transformă întreg sistemul digestiv. Trece de la micul mormoloc vegetarian ce respiră prin branhii, în apa bălților uneori temporare, la broscuța care se hrănește exclusiv cu nevertebrate. Respiră aer atmosferic prin plămâni, dar și prin piele. Cum să nu iubești aceste făpturi care te apără de insecte precum țânțarii, căpușele sau enervantele muște, iar în schimb, ei nu-ți cer decât un ochi de apă în grădina ta unde să se poată bălăci din când în când. Iar dacă tu crezi că prin atingerea unei broaște râioase vei putea lua râie, te înșeli. Ca să vă spun un secret, nu există broaște râioase, ele sunt doar toxice. Da, ai auzit bine, sunt toxice. Acei negi de pe tegumentul broaștelor sunt glande care produc otravă. Iar aceste toxine au rolul de a le apăra de prădători. Cea mai toxică broască din lume este broasca săgeată aurie, iar de la noi din țară este broasca râioasă brună. Însă toxinele celor două specii sunt incomparabile. Speciile de broaște din România, toate cele șase pe care le-am enumerat mai devreme, nu prezintă niciun pericol dacă sunt atinse. Singurul lucru la care trebuie să aveți grijă este faptul că sunt niște animale foarte fragile. Chiar dacă au un aspect destul de fioros. Și încă un lucru pe care trebuie să-l faceți după ce ați pus mâna pe o broască râioasă este să vă spălați pe mâini, deoarece animalul stresat elimină otrava prin glandele de pe epidermă, dar, repet încă o dată, ele nu sunt periculoase, adică nu vă otrăviți, doar că au un efect asupra noastră de usturime și dacă atingem ochii sau buzele, o să ne usture. Știu că mă repet, dar broaștele sunt uimitoare. Ție de ce nu îți plac broaștele râioase sau de ce îți plac? Lasă-mi un comentariu și până data viitoare, nu uita, iubește natura!